Prea cuvioasă Părinte Stareț, prea cuvioși părinți, distinși și iubiți credincioși. Este un moment cu totul și cu totul deosebit. Pentru această familie foarte frumoasă și împlinită, pentru nașii care au mărturisit credința pentru cel nou botezat, pentru dumneavoastră toți care sunteți de față și numai puțin pentru noi, slujitorii Sfântului Altar. Biserica astăzi a câștigat încă un membru, adică încă un rugător sau luptător, pentru că Biserica Pământească se numește Biserică Luptătoare. Iar dacă reușim să biruim ispitele vieții, care nu sunt puține și ușoare în această lume, cu ajutorul lui Dumnezeu ajungem în Biserica Triumfătoare, care este Biserica Sfinților. Toți Sfinții pe care îi cunoaștem și trecuți în calendarul nostru și mai ales cei care nu cunoaștem, pentru că vă puteți închipui totuși că sunt mult mai mulți Sfinți care s-au dedicat cu totul viețuirii în Hristos, prin Hristos. Trebuie să fim conștienți de faptul că acest moment important înseamnă și responsabilitate. Atât pentru părinți, cât pentru nași și pentru noi toți. Responsabilitatea este aceea că mari trebuie să fie cu adevărat creștini, nu numai botezat, ci și cu viața și cu faptele lui. Și aceasta, sigur, este responsabilitatea părinților, ducătrui, care se vor strădui, pe cât le va sta în putință, să-L facă Fiul al lui Dumnezeu. Pentru că ați auzit la slujba botezului, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos este îmbrăcat. Așadar, trebuie să se străduiască ca Marc să devină cu adevărat creștin. Creștin însemnând că purtăm numele Mântuitorului Hristos. Această responsabilitate este și a noastră. Pentru că ei, așa cum spuneam, au mărturisit credința ortodoxă pentru Marc, care încă n-a reușit să poată să o facă el singur. Dar cu ajutorul părinților și a nașilor, la vremea cuvenită, o va face cu siguranță. Ori de câte ori va veni la biserică sau ori de câte ori, în rugăciunea personală, va rosti simbolul de credință, crezul, care este definiția credinței noastre. Această responsabilitate este și a Bisericii, bineînțeles, a noastră, a duhovnicilor, a slujitorilor Sfântului Altar, care cu timp și prătim trebuie să-L propovăduim pe Mântuitorul Hristos și să-L sădim în inimile tuturor credincioșilor noștri. Datoria noastră a slujitorilor Sfântului Altar și numai puțin a dumneavoastră, dar în special a noastră, este acea calitate a Maicii Domnului și anume de născătoare de Dumnezeu. Preotul trebuie să-L nască pe Dumnezeu în sufletul credincioșilor săi. Și sigur că și de la dumneavoastră tuturor rămâne responsabilitatea, pentru că societatea influențează foarte mult. Și în primul rând comunitatea mică în care trăim, familia, rudele apropiate, și cei dragi ai noștri. Noi suntem cumva chip și asemănarea familiei, a neamului din care ne tragem. Și deci comunitatea, familia, în primul rând, și comunitatea, în înțeles mai larg decât familia, toate rudele după trup, dar și după duh, pentru că astăzi nu sunteți maridenii după trup, bănuiesc, sunteți și după duh, aici de față, toată lumea are responsabilitate față de mare. Trebuie să-L influențăm pozitiv, pentru că și el, la rândul lui, are această datorie să influențeze destinul omenirii. Destinul familiei din care se trage, a societății, a țării noastre și, de ce nu, al lumii întregii.
să facă cu Dumnezeu, să fie o bucurie pentru părinții lui, pentru nașii, pentru bunicii, pentru unchii, pentru frații și pentru toată lumea. Să fie bucurie pentru oameni și mai ales să fie bucurie pentru Dumnezeu. Închei prin a vă spune că acest moment este și unul nostalgic, pentru că l-am văzut pe Eduard, l-am văzut pe David, care și ei s-au botezat în mănăstirea noastră, care au trecut în ani mulți. Și noi simțim că îmbătrânim, se și vede și la acesta încet. Dar ei sunt tineri și sunt nădejdea bisericii noastre și a societății noastre. Mă bucur din tot sufletul pentru cei trei, mă bucur pentru părinții lui, pentru nașii și pentru dumneavoastră toți care sunteți astăzi aici de față. Și cred eu că și mai târziu din Grand Nicolae se bucură, pentru că îl vede foarte des fie aproape. Acum câteva săptămâni am întâlnit pe Adrian în biserică și m-am auto-invitat în câteva de astăzi. Și mă bucur că am reușit să fie. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mulțumesc.